Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, lucrări pe ultima sută de metri. Reputatul eminescolog Nicolae Georgescu la Onești. Gura Văii, la un pas de inaugurare a căminului de la Capăta, Dumbrava. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a detaliat faptul că lucrările la principalele instituții de învățământ din Onești sunt pe ultima sută de metri. Magnolia este gata. Se montează mobilierul în el, în ea. Școala 1, școala 5 sunt aproape gata, cel puțin ce ține de clădiri până la finalul anului vor fi, din discuțiile cu constructorul, vor fi gata. O singură problemă avem și aia ne pune mici probleme în realizarea recepției, este vorba de asfaltul de pe terenurile de sport. S-au turnat plăcile de beton, trebuie turnat covor asfaltic și vremea nu prea permite pentru treaba asta și lucrul ăsta ne pune... Săptămâna viitoare se mai încălzește. Se încălzește, dar nu suficient. Vedem ce o fi. Aici avem singurul inconvenient care ar putea să ne... Să vă incomodeze un pic. Piedice un pic la recepție. Am înțeles. Dacă în școli, deja în școala 5 au început să monteze perdele, să vină mobilierul, școala 1 e destul de avansată, au montat parchet, au montat corpurile de iluminat. Acum 3 zile când am fost, electricul, și începuseră să șteargă geamurile, se făcea curățenie, s-ar putea să fie o mică problemă la șternerea covorului asfaltic pe terenurile de sport. Puteți face în primăvară, nu știu. Putem face în primăvară, problema este că dacă nu finalizăm tot, nu putem face recepții, nu putem abține avizele de la DSV, DSP și nu putem deschide unitatea de învățământ. Vedem, încă mai avem discuții cu constructorul, dacă schimbăm soluția pe tartan, dacă ni se aprobă schimbarea soluției. E mai scumpă. Nu e vorba de scumpă, e vorba să ni se aprobe schimbarea soluției. Înțeles. Eu mi-aș dori să abordăm varianta asta, să schimbăm pe tartan, dar bun. Să vedem dacă reușim. Da, e bună ideea. Da, nu depinde de noi. Casa, biblioteca? Biblioteca este gata, se face curățenie la stadiu de spălat geamuri și spălat pe jos. Igienizat pe acolo, în urma... Au început să vină dotările, în fiecare zi vin din dotări. Eu zic că după 1 ianuarie încep să se mute, să începem să transportăm. Nu reușim. Mi-aș fi dorit 15 ianuarie să fie inaugurarea. Greu de spus dacă vom reuși la 15 ianuarie să facem inaugurarea, dar până la sfârșitul lunii ianuarie tragem tare să îi facem inaugurarea. Bine, cred că toată lumea este interesată să intre cât mai repede în casă nouă. Clar. Da. Reputatul eminescolog profesor universitar dr. Nicolae Georgescu a fost prezent la Onești la evenimentul organizat de către Biblioteca Municipală Radu Roset dedicat Zilei Culturii Naționale. Trebuie să marcăm această zi importantă pentru toți românii și nu oricum, împreună cu Primăria Municipiului Onești, cu Asociația Nevăzătorilor Filiala Bacău, dar și cu Fundația Națională George Călinescu, am pus la cale această întâlnire, un simpozion și nu numai, un spectacol în care se va recita mult din versurile lui Mihai Eminescu împreună cu elevii colegiului Dimitrie Cantemir și suntem la Cinema Capitol pentru că mai avem un oaspete de seamă, este vorba despre profesor universitar, conferențiar dr. Nicolae Georgescu, care este și eminescolog și ne va vorbi despre ediția Princeps Poezii
ale lui Mihai Eminescu. De asemenea, mai avem multe surprize, un cor din partea membrilor Asociației Nevăzătorilor, care la fel vor cânta pe versurile lui Eminescu, iar surprizele continuă. Puțin știu, dar profesorul universitar Nicolae Georgescu a făcut studiile liceale la Onești. Primul rând trebuie să vă mulțumesc că mi-a oferit prilejul să revăr, să revin, să respir aerul, ca să zic așa, în orașul formării mele intelectuale. Până mai 4 ani de zile am făcut în Onești, liceu, am mai făcut și încă 2 ani de zile școala elementară. Am nimerit o generație de profesori, tineri, entuziaști. Orașul era în construcție și începea cu oamenii săi. Și asta a dus la o emulație comună, elevi și profesori. Evident, dintre toți, trebuie să fac mențiunea domnului profesor Constantin T.H. Ciopanu. De fapt, el este, cum să vă spun eu, nu vreau să fiu rău, dar el este ca bucla de sub semnătura Mihai Eminescu. Adică îi conține pe toți. Nu e bucla asta. Natura e făcută... nu e ca lui Eminescu. Dar este foarte frumoasă. Aceste condiții, vă să zic, vreau să vă spun că din când în când am mai venit la Onești, odată invitat la ziua fundației, altă dată la o aniversare a domnului profesor Constantin. În București, însă, da, noi suntem câțiva oneșteni care ne întâlnim și pe unde ne vedem, ne respectăm, ne aducem aminte unii de alții. Și regret că nu mai sunt legăturile de altă dată București-Onești, să pot să veu mai des. Regret că nu mai este un centru viu care să activeze, cum era Cenaclul George Călinescu. Avea săptămânal ședințe și erau acolo dezbateri, erau mai mult decât poezii sau proză, era mai multă critică, dezbateri de idei. Orașelor astea trebuie, mai ales în vremurile noastre, ca să zic așa, un asemenea centru care să poată să-și invite și afinii pe idei, nu neapărat Carude. Am înțeles că se va redeschide această fundație. Domnul profesor Constantin Doror Ciobanu vrea să o deschide în iunie. Îi doresc viață activă și lungă și Oneștiu să redevină centrul acela care a fost în timpul de dinainte. Acum, tema pe care am vrut să o dezbat eu astăzi, să o dezvolt eu astăzi, este legată de o aniversare. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la apariția ediției Princeps Eminescu. Cartea aceea care a înnobilat cultura română și care a rămas ca o enigmă în același timp și care a rămas în emulația editorilor în general. Cartea de poezii, poeziile lui Mihai Eminescu. Știți împrejurările, Eminescu este scos din viața publică în 1883, nu? La 28 iunie, dus undeva la un sanatoriu, la Oberdöbling, lângă Viena, iar în lipsa lui de acasă, vă să zică, se lucrează la scoaterea unei ediții de poezii. S-a spus că prietenii poetului, văzând că el a căzut din drepturile de ziarist, deci din dreptul de persoană publică, la să zică, au vrut să-l recupereze ca poet, ca mare poet. Deci, ca fi o compensație. A funcționat această idee, populează multe biografii ale lui Mihai Eminescu. Adevărul iese din ce în ce mai clar la suprafață. Deci,
În ultimul timp s-au descoperit documente, o scrisoare, da? Din 1881 a lui Mihai Eminescu către Veronica Micle, care îi spune, Titus, deci Titu Maiorescu, îmi cere să-mi scot volumul de poezii. Deci încă din 1881, cu 3 ani înainte, Titu Maiorescu îi cerea să scoată acest volum de poezii. Eminescu, să zic că era considerat ziarist, om politic, era om politic, era, al 10-lea bărbat în staful Partidului Conservator. O spune Titu Maiorescu, o spun tot, și al 10-lea domnul Mihai Eminescu, redactorul ziarului Timpul. Deci, redactor care va deveni redactor principal, șef al organului, nu, Partidului Conservator. Deci era recunoscut, era prizat ca atare, ca ziarist. Poeziile pe care le publica el, se publicau numai în revista Convorbiri Literare, el numai acolo publică. În total, în revista Convorbiri Literare, publică 38 de poezii. Asta este, acesta este numărul de poezii, de piese. Vă să zic, trebuie să știți, Convorbirile Literare era o revistă cu un tiraj modic. 700-800 de exemplare. Deci dați-vă seama cât de cunoscut putea fi Eminescu ca poet, da? Cu aceste 38 de poezii publicate de-a lungul a 10-15 ani într-o revistă cu un tiraj limitat. Pe când el era bine cunoscut ca ziarist. Și atunci prietenii, când îi spune, de exemplu, fac o paranteză, când îi va spune, de exemplu, în epigrama cunoscută Alexandru Macedonski, un X pretins poet acum o lupă cel mai zeamnic drum, știți epigrama, Alexandru Macedonski avea chiar dreptate, e pretins poet. Păi cum, el, Alexandru Macedonski, avea deja 2 volume de poezii, deci titluri de cărți. Da? Pe când Eminescu ce avea? Era un pretins poet în sensul că nu-și strângea, nu-și multiplica, nu difuza mai multe părți opera sa. Un proiect care a dat reale dureri de cap administrației publice locale, iată că prin efortul susținut, primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei, a reușit să-l ducă până la capăt. Ați dat așa... Am numai, da, ochii într-o parte, am nu numai, vă convine, da? Am numai proiecte reci lăsate de fost administrații. Chiar zile trecute am intrat cu o parte din consilierii locali în vizită. Avem șantier în lucru, să știți, e pe parte finală, e pe parte de terminare. În schimb, n-am să înțeleg niciodată ce a vrut fost administrația să facă acolo. Ăla nu e un cămin cultural. Au vrut să fie probabil și discotecă, au vrut să fie și cămin cultural, sală de lectură, sală de calculatoare și probabil oficier pentru nu știu ce. N-are nicio formă clasică de cămin. Este nespațios, în cap așa, cu indulgență 100 de persoane. Are un etaj foarte bogat, cu foarte, foarte multe camere, a căror destinație nu am idee ce a vrut să fie. Nu mai vorbim de faptul că nu am avut nicio documentație lăsată de fosta administrație. A dispărut... Totul se de pre-glazer, nu? A dispărut în neant o firmă care a lucrat mai mult decât îndoielnică, ea fiind verificată în Registrul Comerțului, ea se ocupă cu colectarea de fier vechi. Nu știu cum a ajuns să facă construcții și nici organele de anchetă încă nu s-au pronunțat în sensul ăsta. Asta o să stabilim, încă mă judec cu constructorul. Noi trebuie să terminăm și acel proiect. E un proiect pe care satul Dumbrava și Capăta, satele Dumbrava și Capăta îl așteaptă. Va fi locul lor public și îl doresc, așa cum are și Guravăi cămin cultural și îl doresc și ei la deal pentru diversele evenimente. În schimb, rămâne dezamăgirea că el nu va fi un loc de evenimente publice mari, așa cum se vorbea inițial. O mare parte din vină o au și consilierii locali din administrația anterioară, care, deși nu aveau majoritate, pentru că ei nu contau. Fostul primar avea o majoritate de 9 consilieri din 15, pe care nu puteai să o răstorni, dar și ei, fiind din satul Dumbrava, și fostul viceprimar, de altfel, fiind din satul Dumbrava, aveau totuși puterea să spună, domnule, ce vrei să faci aici?
vreau să vedem și noi proiectul. Dumbrava are 6-7 de persoane. Dacă eu fac acum o serbare câmpenească, eu n-am unde să-i bag. Pentru că așa e gândit. Eu l-am găsit la stadiu de construcție și finisaj în bătaie de joc. Dar nu am ce să mai schimb la el. Cu timpul, cu un proiectant bun, o să încercăm o optimizare. Dar până atunci... Trebuie să îl vedem terminat, recepționat, intabulat și pus în... Da, în domeniul public al comunității. Da. Un proiect greu. Foarte greu. E în al treilea an de când mă chinu și abia acum suntem pe partea finală. Și încă instanța nu s-a pronunțat. Atenție! Dumneavoastră v-ați exprimat rezerva. Când m-am hotărât să dau în judecată, eu nu mai dau în judecată să oblig constructorul să mai facă ceva. Că dacă avea de făcut, făcea până acum. Eu merg pe acțiuni în pretenții, un prejudiciu cauzat patrimoniului Comunei Bravăi, nu solicit ca acel constructor să mai termine lucrarea pentru că e complicat. De aceea prefer să dau la altă firmă, plătesc din bugetul local, acum termin din bugetul local și ulterior să-mi recuperez prejudiciile de la constructor. Ca să nu amestec una cu alta și să putem vedea terminate totuși lucrările astea. Elevii școlii învățători Nicolae Păslaru din Cașin au fost prezenți în dimineața zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, la Capela Protopopiatului Onești. Ce au făcut acolo, aflăm în minutele următoare. Astăzi de Ziua Culturii Naționale, elevii școlii gimnaziale învățători Nicolae Păslaru din Cașin, sub coordonarea doamnei profesor Mirica Cristiana, profesor din limba și literatura română în școală, au ales să aducă un pios omagiu marului poet național, Mihai Eminescu, la ziua, la împlinirea 174 de ani de la nașterea sa. Și au ales să facă lucrul acesta aici, în Capela Protopopiatului Onești, un loc destul de drag și familiar lor, un loc în care vin de foarte multe ori pentru a participa la slujbe, pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine și pentru a-i pomeni de fiecare dată rugăciunile lor, atât pe cei vii, cât și pe cei adormiți, lucruri pe care deja l-am săvârșit aici, prin rânduiala parastasului în care a fost pomenit marele poet Mihai Eminescu. De altfel, din câte am înțeles de la dumneavoastră, nu e prima dată când vin aici, la această capelă. Este o tradiție, încercăm să venim cel puțin o dată pe lună, dacă ne ajută Dumnezeu și de mai multe ori, să participăm la ore de religie aici în capelă, dat fiind faptul că ora de religie într-o biserică diferă mult de cea din clasa de curs, pentru că elevii pot trăi exact spațiul ecleziaș și pot vedea exact lucrurile pe care le avem aici în biserică. Așa că sunt destul de familiarizați. Este un loc în care venim cu drag pe fiecare dată. Acțiune în premieră a reprezentanților Protopopiatului Onești, chiar de Ziua Culturii Naționale, Ziua Poetului Nepereche Mihai Eminescu, la Școala de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești. Nu am venit cu brațele goale, fiind sezon de iarnă, sezon rece, am venit cu vitamina C, sub forma mandarinelor, citricelor. Având în vedere că este 15 ianuarie și Ziua Națională a Culturii, și de asemenea, având în vedere anul magial al pastorației și îngrijirii persoanelor bolnave, Arhiepiscopia Romului și Bacăului, sub binecuvântarea înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim, a gândit un proiect pentru a marca Ziua Națională a Culturii și cu ajutorul persoanelor bolnave și am vrut în mod special să aducem în prim plan copiii cu deficiențe, cu dizabilități. De aceea ne aflăm astăzi la Școala de Educație Inclusivă din cartierul 8 Martie, pentru că face parte din protopopiatul nostru. E o premieră, într-adevăr, o primă activitate a protopopiatului în acest centru. De asemenea, am început de dimineață la capelă cu tineri copii de la școala gimnazială din Cașin. Acolo am făcut și o slujbă de pomenire a poetului Mihai Eminescu. Și urmează ca după amiază să ne întâlnim cu tinerii de la Ator și să facem o expoziție a operelor, ca să zic așa, că sunt opere, e o provocare, un copil cu dizabilități să deseneze ceva, să scrie ceva copiilor de și la să centru recite. Și să recite de la centrul de zi binecuvântați copii, de la școala gimnazială Ghiță Mucanu, de la centrul Alexandra din Onești, deci am adunat mai multe lucrări ale copiilor, desene, poezioare, esee. S-a alăturat și părintele Nechita Dănuț de la parohia Sfântul Gheorghe din Târgu Ocna.
prin poezia compusă de o domnișoară care este mobilizată la scaunul Curofile. O vom recita și pe aceea. Adică am încercat o zi plină. Să acoperim pe cât se poate toate zonele acestea ale copiilor cu dizabilități și să-i punem în evidență și pe ei de Ziua Culturii Naționale. Felicitări pentru implicare și pentru faptul că aduceți așa un zâmbet pe chipul lor. Și am văzut că ați asistat și la lecție la un moment dat și ați rămas impresionată de faptul că au reușit să recite poeziile, să descurcă bine. Da, asta înseamnă că cei care sunt aici, cadrele didactice, își fac cu desăvârșire datoria și scot cei mai buni din ei. Deci e de apreciat acest lucru. Am asistat așa un pic la lecția pe care o aveți pregătită pentru ziua de astăzi și am văzut că copilașii s-au descurcat foarte bine la poezii. Ați lucrat mult pentru treaba asta. Da, în fiecare an, pe 15 ianuarie, îl omagiem pe marele poet Eminescu. Copiii au studiat operele lui și în anii trecuți, dar cu fiecare an ce urmează, încercăm să aducem mai mult în atenția copiilor, ceea ce înseamnă natura, de fapt, în opera lui Eminescu, pentru că specificul școlii face ca să alegem operele lui Eminescu ce pot fi înțelese de către copiii noștri și atunci ne bazăm mai mult pe operele în care descrie Eminescu natura. Ei încearcă prin desen să redea acele simboluri care sunt redate de Eminescu natură. Câteodată și noi ne regăsim și ne identificăm cu Eminescu în ceea ce el descrie în natură și când mergem cu copiii în excursii și pe temele de educație ecologică, pentru că noi desfășurăm foarte multe activități cu temă ecologică și atunci putem vorbi și chiar să ne reamintim câteva versuri sau câte ceva din ceea ce facem la clasă despre Mihai Eminescu. Astăzi, reprezentanții protopopiatului Onești au venit cu daruri, așa, cu vitamina C, cum spunea doamna Chircu, pentru copilașii de la centru, da. Și urmează a fi împărțite. Da, sigur, și copiii noștri sunt foarte încântați atunci când cineva din afară vin și îi vizitează și le povestesc câte ceva, îi invită pe undeva și sunt foarte mulțumiți și încântați când sunt și ei încadrați și acceptați în societate. Până la urmă, asta ne dorim. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 16 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la valori de 3 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 7 grade Celsius. Miercuri 17 ianuarie, vremea continuă să se mențină rece, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei nu trece de 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.